Bun găsit la o nouă ediție Mama TV. Alături de noi este psihologul Dan Ivănescu. Te salut, Dan! Te salut și eu. Dan, astăzi discutăm despre sfaturi. Unele sunt binevenite, altele niciodată cerute și evident refuzate din start. Atunci când avem un copil mic sau un copil care urmează să vină în familie, toată lumea este binevoitoare și sare cu sfaturi. Și de multe ori viitorii sau proaspeții părinți sunt agasați, dar mai ales mamele. Și dacă e să facem un clasament, probabil soacrele le scot cel mai tare din sărită cu sfaturile lor. Cred că e general valabil chestia asta. Ajută-ne, te rog frumos, cum să punem limite. Da, aici mai contează un pic și cum a fost relația dintre, actualii părinți, să zicem, și părinților, deci bunicii proaspătului copil, da? Dacă au fost puse limite înainte sau nu. Că, în general, unde sunt puse limitele dinainte, este relativ ușor să le pună acum. Dacă nu au fost, e un pic complicat. Se poate, doar că este mai complicat pentru proaspeții părinți, pentru că sunt și în situația de proaspeți părinți. Dar sunt și în situația de copii a părinților lor. Și atunci sunt două roluri diferite care au funcții diferite. De principiu, sfaturile astea necerute, chiar dacă sunt date cu bune intenții, nu contestăm treaba asta, în general sunt date pe baza experiențelor fiecăruia. Da. Experiențele sunt limitate când vine vorba de părinții mei sau de, în fine. Și atunci e bine să ne abținem inclusiv ca prieteni sau așa, deci nu vorbim aici doar de părinți, vorbim poate de grupul de prieteni sau de grupul de mămici din fața blocului sau de etc. Unde dacă am nevoie de ajutor eu ca mamă sau ca tată, îl pot cere sau pot întreba. Dacă nu îl cer sau nu întreb, poate fi dat într-o situație de asta extremă. De, nu știu, vedem că se întâmplă ceva grav cu copilul și vin și spun, uite, ar fi bine să faci chestia asta. Dar în rest ar fi bine să ne abținem, pentru că numai de asta n-au nevoie proaspeții părinți, de încă unii să vină să-și dea cu părerea ce nu fac ei bine. Și asta e cel mai simplu, este și cel mai greu de făcut. E să le zic că efectiv, când am nevoie de ajutorul tău, o să ți-l cer. Până atunci, nu. Da. E foarte greu. Da, Mai ales da. le zici, ideal ar fi să zic că mămica părinților ei și tăticul părinților lui. Că dacă ar fi să zic că pe diagonală, este un pic haos. Dar nu există, sau s-a încercat și o altă variantă mai soft, mai hai să zicem, mai pe după colț, mai pe după gard, mai așa, să nu supărăm, să nu rănim, să nu așa. Nu merge. De cele Nu mai multe merge. ori funcționează, nu. Sunt unii părinți care se supără efectiv și bă, părinți în sensul de bunici acum și zic, ia uite, m-am chinuit, am crescut-o la și uite când zice să nu mă bag sau așa. Ideea nu e să nu se bage, să nu fie implicați în viața copilului, că copiii au nevoie și de bunici, acolo unde sunt. Deci să-i cunoască, să petreacă timp cu ei, să stea sau așa, dar cei care decid absolut orice legat de copilul ăla sunt doar părinții, nimeni altcineva, nimeni. În momentul în care bunicii încep să fie părinți, pentru că nu li s-au pus limite, părinții sunt dați un pic la o parte, bunicii nu mai sunt cum părinții în sensul de cum au fost pentru copiilor, pentru că rolul de bunic e cu totul și cu totul altul față de rolul de părinte. Și de principiu apar situații de genul o hiperprotejare, pentru că de la o vârstă încolo instinctul de autoconservare și de supraviețuire bate absolut orice. Și ne trezim că sunt niște părinți care au niște copii care nu sunt dezvoltați, nu siguri pe ei, nu reușesc să facă chestii care în mod normal ar putea să le facă, deci fără o problemă, doar pentru că au fost crescuți de bunici, pentru că bunicii efectiv hotărăsc
ce, cum și în ce fel, și părinții doar execută sub o formă sau alta. Păi de altă parte, sunt părinți care foarte ușor dau rolul ăsta de a fi părinte bunicilor, fără niciun fel de probleme. Adică, da, noi avem joburi, suntem ocupați, mai mergem și noi în weekend, nu știu, la parcurile astea de distracție cu copilul, cu așa, scoatem bebelușul în parc sâmbătă și duminica. Și na, mai lucrăm de acasă, mai facem ceva. Păi nu ai cum, adică, și după aceea te întreb de ce copilul te refuză, nu te ascultă, nu vorbește cu tine, îți închide ușa în nas și așa mai departe. Deci îi spui nu, nu am nevoie acum de ajutorul tău, dar dacă o să am, o să apelez cu mare drag ca să o și îmbrăcăm așa un pic mai, un pic mai frumos. Realitatea e că e posibil să avem nevoie de ajutor. Deci nu... Întotdeauna o mână de ajutor este binevenită, doar din punctul meu de vedere, de exemplu, să fie ajutorul acela așa cum ai tu nevoie de el. Pentru că, uite, de exemplu, dacă eu ca mamă hotărăsc ca bebelușul meu să fie diversificat la vârsta de 6 luni conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și vine bunica la 3 luni jumate și dă un pic numai să guste că era poftă, nu știu, de supă sau banană sau iaurt, e normal să mă enervez. Da, și nu... E și foarte mare diferența în modul de a crește copii între generații acum. Adică e normal cum cred ei că trebuie făcut. Uh-huh. Așa au prins, așa au văzut, nu e nimic. E normal cum credem noi acum că trebuie făcut. Cum o să fie normal, cum o să creadă copiii noștri că trebuie făcut peste o perioadă. Da? Dar sunt, acum cred că e o diferență foarte mare între generații pe perspectiva asta de a crește copiii. Dar luăm ce e bun și din urmă, de la părinții noștri și aplicăm. Doar că e nevoie să adaptăm unele lucruri și să luăm ce e bun de acum, de acum, mă rog, prin ceva ani de zile. Dar fără să... E mai simplu dacă știu bunicii cum stă treaba de la început. Mult mai simplu. E mai greu, mai dureros atunci când se întâmplă discuția și așa, dar este mai simplu. Bă, măcar știu unde stau, știi, și nu mai încerc diverse lucruri. Plus că ajutorul care nu este cerut nu e nici la fel de apreciat, nu este nici la fel de acceptat. Nu și are sensul. Asta e la modul general, nu doar pe situația asta. Și atunci facem așa. Și ne înțelegem, o să cunoască nepotul, o să stea cu el, că e nepotul lor, adică n-ai cum... E ceva de nu... Nu e în regulă să-i... ca copiii să nu-și cunoască bunicii. Bun, pentru bunici, crezi că ar fi jignitor, de exemplu, să îi invit să participe alături de mamă sau alături de tată la un curs de puericultură sau de parenting pe stil nou, pentru ca bunicii să înțeleagă cum ți-ai dorit tu să îți crești copilul? Nu este jignitor, e ok să inviți, șansele să accepte și să meargă. Bine, e posibil să accepte mai mulți. Acum, câți ar accepta ce se discută acolo sau nu, opțiunile care sunt acolo, aici e un pic altă discuție. Pe de altă parte, faptul că ești bunic nu înseamnă că nu ai capacitatea de a învăța sau de a schimba anumite lucruri sau cumva, că nu ai murit. Da, la noi, la bătrânețea, deja îți pregătești hainele de să te duci pe lumea alaltă. Iar asta e o chestie foarte rar întâlnită, recunosc. Nu prea am auzit părinți care să-și cheme proprii părinți la niște cursuri de genul ăsta. Cred că ar merita încercat. Sunt curios de reacția bunicilor. Mi se pare că ar fi o chestie foarte faină de urmărit. În general se duc mamele sau tații pe la diverse cursuri și le explică ei sau le zic ei după aceea. Dar e altă treabă că te auzi din gura unui specialist, să zicem, care ce explică eventual dacă ai niște întrebări. Și altă treabă când îți zice propriul copil, care a ajuns și el părinte. Că tot te uiți la el ca la un copil, adică n-ai... E părinte, dar tot copilul tău este. Nu, asta nu poți schimba, e ceva firesc. Da, implicat și e mai mult... În sensul și pe partea asta mai
modernă, să spun așa, dar în sens bun modernă, că nu tot ce e modern este bun. Și bun. Atunci, rugăminte. Hai să recapitulăm. Trei formulări prin care să le spunem celor din jur: ok, îți mulțumesc pentru sfaturi, dar deocamdată sau încă sunt stăpân pe situație și deocamdată fac cum cred eu. Da, putea spune că, uite, am nevoie de spațiu ca să pot învăța și eu acum cum să-mi cunosc copilul, dacă e o perioadă de cunoaștere până la urmă, și să învăț ce înseamnă să fiu mamă sau tată, depinde de la caz la caz. Și pentru asta avem nevoie noi ca proaspăt părinți de spațiu să putem petrece cu copilul și în intimitatea noastră, stricta familiei principale. Da? După care o să fiți și voi implicați normal în tot ce doriți vis-a-vis de copil, o să cunoașteți sau așa. Cumva să nu sune prea agresiv, nici uităm la o parte și așa. Altă variantă ar fi: ok, înțelegem, vă mulțumim că sunteți aici lângă noi și că vreți să ne ajutați și așa, uite, acceptăm ajutorul vostru cu mare drag, dar hai să identificăm întâi dacă avem niște probleme sau dacă nu avem niște probleme. Și în cazul în care sunt niște lucruri pe care nu le putem rezolva noi ca adulți, cu accentul pe adulți, așa, apelăm, voi sunteți primii pe telefon, adică e ok, că într-adevăr și experiența lor de viață și ca părinți poate ajuta pe anumite chestii, adică nu e de negat că pot aduce ceva în creșterea copilului. Sau ar fi ok să fie discuția asta cu ambele perechi de părinți, ca să zic așa, ca să nu fie... Să fie toată lumea aranjată în același mod, discuția să fie purtată în același fel. Și dacă apar chestii de genul, păi da, dar uite că noi v-am crescut pe voi și știm niște lucruri și așa, zic, da, dar uite că e important și noi să ne creștem propriul copil ca să învățăm să ne uite câți bani am dat eu pe terapie. Exact, da. Să ne creăm o relație cu propriul copil, pentru că tata, spre exemplu, dacă relația este deja între mamă și copil, că este una de necontestat, tata și-o creează. Adică e o chestie mult mai educată, care necesită foarte mult timp, ce ține mai mult de logică și de alte chestii, adică e un proces foarte complex și complicat pentru tați. Și nu au nevoie de. Și nu avem nevoie, că nu sună. Avem mare nevoie de voi, dar uite, dacă vreți să ne ajutați acum pentru că suntem prinși și eu mă duc la muncă și mama stă cu bebelușul și nu prea doarme noaptea sau așa, puteți face, uite, ceva de mâncare să nu mai stea să mai gătească, nu știu cum. Adică să poată aduce ceva în familie, dar fără să fie neapărat fizic acolo și să dea sfaturi de, mă rog, parenting, ca să spunem așa, chiar dacă unele dintre ele sunt perfect valabile și sunt foarte bune. Dar e nevoie ca proaspeții părinți să le descopere singuri, dacă pot. Dacă nu, atunci să ceară ajutorul și pot veni bunicii. Bunicii sunt foarte importanți. Nu prea mai sunt în viețile copiilor atât de mult cum erau înainte, din vari motive, dar nu le neagă nimeni importanța și nici nu au foarte multe lucruri de învățat copiii când se fac puțin mai mari de la bunici. Foarte multe chestii pe care nu le pot învăța de la părinți și nici de la prieteni și nici de la vecini și nici de la așa. Deci în măsura în care se poate, implicați bunicii, dar atunci când vă simțiți voi ca părinți stăpâni pe situație și că lucrurile sunt ok, că am și eu nevoie, hai să mergem noi la un film într-o seară, dau un exemplu, 2 ore sau ceva, da? Bun. Normal că aduc bunicii, stați că știu că lucrurile sunt ok și sunt în regulă. Sau vreau și eu să dorm în weekend, că n-am prea reușit să n-am dormit 6 zile. Hai, poate sâmbătă spre duminică, o noapte acolo să dorm și eu. Adică nici să ne chinuim foarte, foarte mult, dar nici una, două, hop, gata, stai să vină să ne ajute, să ne facă, să ne așa, să ne așa. Că până la urmă știu că e nevoie de un copil, de un sat să fie crescut un copil. Dar să nu totuși tot ce l-ai făcut. Da, exact, da.
Dan, sper ca aceste mesaje să ajungă la cât mai multe familii lărgite, ca bunicii să-și dea seama cât de important și prețios sunt pentru familie, dar în același timp să îi lase și pe copii să experimenteze tot ce este de experimentat, pentru că asta ajută la devenirea lor ca părinți. Dacă aveți, dragi telespectatori, întrebări pentru Dan, alexandra@mamatv.ro este e-mailul la care le puteți trimite. Dan vă va răspunde cu siguranță. Dan, îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Iar cu dumneavoastră, să ne revedem cu bine!